Bună dragilor și bine v-am regăsit. Haideți să vedem cum veți sta cu dragostea voi cei din zodia Balanță sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Balanță. În perioada 1-15 noiembrie 2022. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată unde puteți afla mult mai multe detalii și informații în legătură cu situația care vă interesează, îmi puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc în suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru acest interval. Și aici avem un patru de monede. Voi țineți cu dinții de o situație, de o idee, de un plan, sunteți foarte fixați, sunteți prinsi și de o relație, aș putea să spun, pentru că vă doriți un nou început foarte, foarte stabil sau voi sunteți dispuși sau puși pe fapte mari. Vreți să începeți ceva foarte concret și de lungă durată, să puneți bazele unei relații solide. Dar aici apar și schimbări bruște în viața voastră sau se încheie o perioadă în care uh, ați avut foarte multe conflicte, probleme, rivalități, gelozii, posesivități în relațiile sentimentale și puteți în sfârșit uh, începe lucruri noi sau să rezolvați acele probleme delicate. Puteți de asemenea de avea de a, a, să aveți de a face cu semne de pământ taur, fecioară sau capricorn. Ce va gândi persoana iubită? Este o persoană de la drum sau este o persoană care ia lucrurile foarte încet, dar se gândește cu mari speranțe la voi. Este o persoană care are nevoie și de un pic de timp de vindecare, a trecut printr-o despărțire sau a avut niște traume în trecut, într-o relație sentimentală, nu s-a eliberat de tot de anumite situații delicate din punct de vedere amoros și mai are nevoie de timp, dar se gândește la voi cu mari speranțe de viitor. Îl dorește ceva cu siguranță, dar nu acum, nu în momentul actual, nu în perioada 1 15 noiembrie. Pentru că în momentul în care această persoană se va hotărâ asupra voastră, va fi pentru totdeauna. Foarte posibil să aveți de-a face și cu o persoană zodia vărsător. Ce va simți? E o persoană, într-adevăr, care încă suferă, încă regretă, încă este prinsă de uh, o poveste din trecut. În același timp, încearcă să uh, își controleze aceste stări, aceste emoții, această suferință. Văd că va da dovadă de foarte mult curaj și vă va spune ce așteaptă, ce vrea, ce simte. Văd că veți avea niște discuții destul de deschise și sinceră cu această persoană prin care o să vă transmită direct sau indirect ce simte și ce își dorește, pentru că vrea o relație stabilă, de lungă durată, căsnicie, copii și așa mai departe, dar momentan este prins sau este tulburat emoțional. Nu a depășit ceva din trecut. Pentru cei aflați într-o relație, avem un trei de băte, faceți un drum, mergeți în vacanță împreună, se vindecă o situație, se reglează o situație, găsiți soluții, apar foarte multe informații în noi, iertare, vindecare, noi căi prin care să comunicați mult mai bine. Voi veți fi foarte vorbăreți în perioada următoare cu persoana iubită, lucru care o să aducă la o creștere emoțională, la o mai bună înțelegere. La planuri de viitor, multe întâlniri, multe drumuri mai scurte, mai lungi, foarte multă veselie, se vede și la voi, clarificați niște situații mai tensionate din trecut, vă cereți iertare, persoane iubite sau persoana iubită vine și vă cere iertare, dacă v-a supărat, conștient sau inconștient, într-un fel sau altul, văd că veți găsi soluții noi, variante și o direcție nouă care vă aduce și vă unește mult mai mult. Pentru cei aflați într un trio amoros avem un rege de cupe. Aici dragostea plutește în aer și un cavaler de spade. Este o persoană foarte emotivă, o persoană care uh, oferă o dragoste matură sau este foarte pregătită pentru o relație sau pentru o astfel de relație, dar în același timp apar bârfe discuții, certuri. În legătură cu casa acelei persoane sau în legătură cu casa voastră e vorba și de o alegere, apar foarte multe tensiuni, poate se discută despre un divorț, despre o mutare, aflați despre cearta acelei persoane cu soția, cu soțul, depinde dacă este căsătorită sau nu dar este o persoană care nu vrea să renunțe momentan la voi, chiar dacă ați trecut printr-o ceartă, chiar dacă sunteți despărțiți momentan și nu știți ce va fi, cum va fi, vă împăcați, nu vă împăcați, acea persoană, această persoană nu a renunțat la voi. Încă se gândește, încă vă dorește, doar că are de rezolvat niște probleme în casa ei, în casa lui, până când să revină în viața voastră. Aici apare și un interes, poate o casă, un bun, o afacere, niște bani, și apar multe tensiuni, deci lucrurile încep oarecum să se așeze dar vorba și de niște decizii și oameni de stat mi-apar nu cumva să fie într-un divorț sau poate voi sunteți într-un divorț dar să fiți siguri că această persoană vă iubește pentru cei singuri apare un cavaler de bâte vine o persoană de la drum, inițial nu vă inspiră foarte multă încredere dar cu cât ajunge să vorbiți mai mult vă dați seama că este exact ceea ce aveați nevoie vine ca o veste bună vine ca o emoție pozitivă în viața voastră și puteți clădi ceva de lungă durată multe întâlniri sau în sfârșit după mult timp de așteptare vă vedeți cu acea persoană cu care tot ați vorbit pe rețea de socializare vine de la un drum alții dintre voi prin intermediul unor persoane cunoscute, necunoscute pentru că mi apar și grupuri de oameni cunoașteți pe cineva cu care aveți o legătură specială vă simțiți foarte bine în compania acestei persoane. Aveți un sentiment aparte, și de aici se poate clădi ceva de durată, pentru că apare multă bunăstare, multă dorință de viitor și e vorba și de o situație din destin. Surpriza vine cu patrule de spade. Se termină o pauză, se termină o stagnare, se termină acea așteptare. Da, poate ați așteptat un răspuns, poate ați așteptat să se clarifice o anumită situație, poate ați așteptat un moment în care să discutați cu o anumită persoană sau acolo unde nu a existat comunicare în ultimul timp, lucrurile se vor debloca. Apare o îmbunătățire radicală în relațiile de dragoste. Aici văd foarte multă atenție la e, intimitate sau ce clădiți pe terenul sau la atitudinea unei persoane care încearcă să vă domine. Um, apare și o sarcină care o să vă bucure foarte tare sau chiar o naștere, dacă aveți emoții că, nu știu, nașteți mai greu sau că vă este teamă de momentul respectiv, să știți că nu, veți naște foarte repede, vindecarea va fi foarte repede sau foarte rapidă și veți avea un băiețel. Unii dintre voi, nu toți, vă dați seama, este o citire generală, nu se poate potrivi tuturor. Alții dintre voi clădiți ceva nou, mergeți pe o cale nouă, cunoașteți persoane noi, rezolvați probleme vechi și rupeți o stagnare, o pauză, acolo unde nu ați comunicat deloc. Reapare comunicarea. Puteți avea de face și cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător. Provocarea vine cu șasele de cupe, faptul că trăiți din amintiri, dar nu neapărat voi, ci persoana iubită și luna, provocarea vine din trecut, o persoană din trecut vă dă târcoale, revine gândul la o persoană din trecut, Lucrul acesta vă agită foarte tare sau vă este teamă ca nu cumva o situație din trecutul vostru să revină în prezent și să vă tulbure foarte tare, că văd foarte multă confuzie. E vorba și de o fostă relație, să știți care v-a marcat. Și aici este provocarea. Ori că auziți ceva despre persoana respectivă, orică revine, ori că vă caută ori pur și simplu vă revine în minte deodată și lucrul acesta vă agită, nu văd o stare bună și apar multe frici, nopți îndormite, agitație, simțiți că totul se repetă, de ce vi se întâmplă vouă, confuzii și complicații apar aici. Dar haideți să vedem sfatul. O persoană poate fi în semn de apă, rac, scorpion, pești. Sfatul vine cu puterea, da, zodia de gemeni. Aici sfatul este următorul: să aveți curajul și să fiți determinați și hotărâți să depășiți acest moment de suferință și de anxietate prin care veți trece. Pentru că, dacă luați lucrurile cu calm, voi aveți foarte multă putere de a depăși momentul și de a fi foarte stăpâni pe sufletul vostru, pe inima voastră, pe sentimentele voastre. Nu o să vă mai lăsați cum să vă zic, afectați de cine apare în viața voastră sau modul în care vă exprimați sentimentele, nu o să vă mai dați inima cu ușurință, nu vă mai implicați ușor într-o relație de dragoste și veți fi mult mai atenți pentru că văd o putere extraordinară pe care o veți avea pe sentimentele, sentimentele emoția voastră și modul în care vă exprimați ceea ce simțiți și depășiți și o perioadă de suferință. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!